Salutare, fraților! Bine ați venit pe canalul Fane și Câinii! Am ajuns aici, în comuna Armășești. Îl aștept pe domnul doctor să vină cu caprele, să facem o tură pe câmp. Așa l-a pășunat cu caprele. Chiar am venit așa să mă relaxez un pic. Haideți să vedem ce iese și ce atmosferă e așa pe câmp. Am pornit spre pajiște. Mamă, bate vântul de rupe. Oameni buni, bate un vânt aici de... Mamă. Oameni, dar e așa de plăcut, chiar dacă bate vântul ăsta, să te plimbi așa frumos prin natură, e minunat. Peisaj câmpenesc ialomitean, foarte frumos să faci mișcare în ciulinii Bărăganului, toamna, departe de poluarea din oraș, care e frumos. Mamă, ce vânt e, da? Vânt puternic. Da. E mic. Ce capre mai aveți acum aici? De exemplu. 37? În 2011 și da, acum ați ajuns? 10 bucăți. Deci practic le-ați metisat. Da. Să reziste mai bine. Da, pentru că se acomodeze mai bine la mine. Asta înseamnă că poate păra pasiune. Da, chiar dacă nu o să mai pot să te trezeste la 3 capre, 4, nu știu, dar o să le trezeste. Doamne ajută să vă țină sănătos ca să puteți să vă ocupați în continuare. Da, am două bypass-uri și mișcarea asta extraordinar. Da. Vă ține acolo. Mișcarea asta în sine intimă. Da. Asta e rămâne, că ți-o face.
Foarte frumos. Verișoare cum ar veni. Din aia maronie, vezi, care e fata luasă. Da, da, da. Până a dus
multă mâncare. Miroasea vreme rea după cum se joacă el. Da. Păi de mâine ce că plouă. De-aia am întârziat cam. Oameni buni, tot e făcut peisajul, tot e făcut. Oameni buni, sper că v-a plăcut clipul. Eu mă întorc către mașină, să plec, că mai am și altă treabă. Mă mai bucur un pic de peisajul ăsta câmpenesc, superb. Deși e vânt, totuși mi-a plăcut foarte mult aici. Și ne vedem în noi clipuri. Rămâneți cu bine, multă sănătate! Am lăsat mașina lângă un cimitir aici. Sper să fie totul în regulă, să nu mă trezesc că a ieșit vreun schelet să-mi ia ceva din mașină. Nu, Doamne ajută, nu cred că umblă pe aici nimeni în mașină. Și mă retrag spre oraș. Atât cu lumea pitorească a satului, mă retrag în lumea poluată a orașului.